Izolarea la domiciliu nu înseamnă că nu mai poți petrece timp de calitate alături de prieteni și familie. De exemplu, vă puteți întâlni virtual la un pahar de vin. Tot mai multe crame și somelieri celebri organizează degustări online pentru a ridica moralul celor aflați în izolare. Oamenii se pot bucura de un pahar de vin bun și pot afla detalii inedite despre sortimentele preferate. Pentru producătorii de vin este o metodă prin care încearcă să păstreze legătura cu clienții și să-și sporească profitul, care ar putea avea de suferit după ce barurile și restaurantele au fost închise de pandemia de coronavirus.